Bun găsit, zi de mentă, astăzi de Sfânta Înălțare, 25 mai 2023 și uităm aici cu noi propuneri, episod proaspăt pentru astăzi. Vă dau o cotă de 22.91 pe ziua de azi, 8 evenimente formează nebunia asta, primul începe la 16. Aveți timp până atunci, cumva, în vreo oră, oră și ceva, să totuși vă notați meciurile și să pariați biletul dacă aveți în plan treaba asta. Cu o sumă modică, cum vă zic eu mereu, 2 lei până la 5 lei, 10 lei, pentru că sunt meciuri periculoase, bilete negarantate, demente. Merg și pe TikTok, bineînțeles, să las acolo o cotă de 3.06. Vă vorbesc pe TikTok-ul meu oficial, Vlad Stoian X, despre ea, imediat ce termin clipul ăsta pentru YouTube de filmat. Hai să rostim cele 8 evenimente de pe biletul de astăzi. Cotă 22.91, da? Își dă startul la 4 după amiaza, ora României, să avem niște baftă, că poate e bine să fie. Debutăm în Armenia Premier League la Lernain Artsakh versus Ararat Yerevan. O luăm cu ponturi limitative din prima și sper să nu fie chiar de groază, sub 2,5 pentru meciul ăsta, nu se dau mai mult de 2 goluri la această întâlnire din Armenia Premier League. Ne mutăm după treaba asta în Albania, categoria superioare, la Castrioti Krui, în tăvăleala lor cu Partizanii Tirana. Sub 2,5 și pentru evenimentul ăsta nu se vor înscrie mai mult de 2 goluri în toată bătălia. Avem de mers și în Norvegia, Cupa ANM, Norwegian Football Cup. Brod se duelează cu Vidar. Vidar, să mă ierte Dumnezeu, norvegiană. Mergem pe ambele echipe, marchează. GG, dau cu un gol fiecare. Navigăm și spre Spania la Liga, să luăm de acolo Mallorca, în tăvăleala lor cu Valencia. Ne bazăm că marchează gazdele, marchează Mallorca, măcar o boabă în toată tăvăleala. Haide să navigăm și spre Cupa Mondială Under 20 U20, unde Franța U20, tineret sub 20 de ani, se tăvălesc cu Gambia U20, Under 20, tineret sub 20 de ani, un meci cu sub 3,5 goluri. Nu se vor da mai mult de 3 goluri în toată bătălia. Navigăm și spre Italia, Serie B, fază de play-out între Cosenza și Brescia. Peste 1,5, iată un 2 plus finalmente pe biletul de astăzi. Se dau măcar 2 goluri în această ciocnire cu italieni. Avem de poposici în Anglia puțin, în Premier League-ul de acolo, mare și tare. Manchester United în tăvăleală cu Chelsea. Ne bazăm că marchează Chelsea, marchează oaspeții măcar un gol. Și închidem bilețelul de astăzi cu Copa Sudamericana, unde Oriente Petrolero, printre alții, se tăvălesc cu Bragantino São Paulo. Mergem pe 2 solist, câștigă Bragantino. Am pus eu cu Super Extra de la Superbet, iese acolo o cotă de 1.30-1.40, ceva de genul. Vă urez multă baftă cu cota asta de 22.91, vă chem și pe grupul meu privat de WhatsApp, unde jucăm zi de zi 6 bilete. Multe dintre informațiile despre activitatea grupului sunt expuse aici la descriere. Scrieți-mi la 0745 70 80 08 dacă vreți să veniți alături de mine, de noi, acolo și pe grupulețul Vesel, să ne riscăm pielea cu 6 variante zi de zi. În mod obligatoriu, dacă veniți pe grup, le jucați cu măcar 2 lei pe toate 6. Asta dacă vă coafează și vă tentează. Sunt bilete riscante cu care din când în când, odată la câteva luni, mai lovim câte ceva. Am avut cotă de 1293 pe 30 aprilie anul trecut, cotă de 375 pe 21 noiembrie 2022, cotă de 125 pe 27 decembrie, înainte de Revelion oricum, 27 sau 29, nu mai știu, decembrie 2022. Și iată, vă amintiți, dacă sunteți de ceva vreme pe canalul meu, pe 13 mai luna asta am lovit o cotă pe Maleu, pe biletul botezat Maleu, o cotă de 1347. Deci, o dată la câteva luni, presărat, așa mai apare cât un diamant. În rest, ne luptăm pe cotele astea de 20-30, pe cele 3 bilete scurte ale mele, pup sus ăsta de pe canal, pup jos frate geamă cu ăsta de pe canal, oferit exclusiv doar pe grup, și biletul cheia cu 10 meciuri, care formează cote de 40-50 în general. Vă urez baftă mare, să auzim de bine, vă aștept și pe Vlad Stoian X, contul meu oficial de TikTok, să vă dau acolo cotă de 3.06. Ne reauzim, cu bine!